Hello! Salutare, dragilor! Astăzi avem un clip pe care nu l-am mai făcut de foarte, foarte mult timp. Adică nu l-am făcut de la începutul anului, că a fost retrospectiv, dar așa, per se, nu am mai făcut un clip cu favorite de nu mai țin minte de când. Știți că era o perioadă în care făceam clipurile astea lunar, dar s-au mai schimbat lucrurile, nu mai cumpăr atât de multe produse sau dacă cumpăr, mă reîntorc la cele pe care știți că le iubesc deja și mi s-a părut cumva redundant să fac clipul în fiecare lună. Deși, dacă vă place, let me know, poate le reintroducem lunar. Dar am zis că dacă tot a trecut un sfert din anul ăsta, să vin la voi cu un clip ceva mai consistent de favorite. Ce mi-a plăcut mie, care sunt produsele mele preferate, am produse de beauty, de skincare, de corp, am și niște cărți, filme nu am, pentru că nu m-am uitat la filme și la seriale în ultima vreme, deci dacă vreau să mă uit la ceva, mă uit pe YouTube și atât. Nu mă uit neapărat la filme, seriale, așa că acolo o să vă las pe voi să-mi recomandați niște filme și seriale din alea, dar bune, bune, nu chestiile astea clasice, normale, care sunt pe toate drumurile sau chestii americane, banale, care au fost și care au fost făcute și refăcute și reinterpretate de 1000 de ori, da? Deci dacă aveți voi recomandări ceva de filme sau seriale bune, bune, let me know. Bun, și o să începem. Hai să începem cu partea de skincare, că am numai două produse, cred, aici, două produse, care sunt două produse de curățare a tenului, pentru că am îndrăznit să zic că nu am gel de curățare și a zis tătucu, a, da, nu ai, las că te rezolv eu. Așa, și mi-a dat două produse, care ambele mi-au plăcut foarte, foarte tare, din motive total diferite. Primul ar fi acest scrub. El este teoretic un scrub pentru față, dar nu este foarte exfoliant. În sensul că are niște bobițe în compoziția sa, dar alea se dizolvă, nu exfoliază, mai degrabă exfoliază prin produsele pe care le alege. Așa, este de la Paula's Choice, The Up Scrub îi spune și eu îl folosesc ca cleanser pentru seară, pentru că este foarte, foarte bun la îndepărtat reziduri de pe față, de praf, de machiaj, de ce-o mai fi pe acolo și curăță foarte, foarte bine tenul, mai ales pentru seară. În general, seara am nevoie de o curățare mai intensă, mai profundă, nu dimineața, că dimineața, na, te cureți de uleiul care s-a secretat pe timpul nopții, de sebumul care s-a secretat pe timpul nopții și de reziduri de la produsele cosmetice pe care le-ai folosit. Adică n-ar trebui să ai un cleanser foarte puternic seara, dimineața. Dar pentru seara este foarte, foarte bun și mai am puțin din el. Deci mai am exact aici, mai am puțin din el pentru că l-am folosit efectiv aproape în fiecare seară. Au fost puține excepții în care nu l-am folosit și chiar mi-a plăcut foarte tare. Deci asta este bun în materie de cleansing. Eu v-am spus că eu fac parte din specia crocodililor care, dacă nu se exfoliază des, au mari probleme. Se vede că e crocodil. Așa că eu am nevoie și de o exfoliere mecanică, să spunem, adiacentă, nu atât de des de când folosesc produsul ăsta, dar am nevoie ocazional și de o exfoliere mecanică. La mine nu se poate fără exfoliere mecanică. Am încercat, oricât am încercat cu peeling-uri, cu acizi, cu nu știu ce, sunt bune și alea, dar la un moment dat, odată la ceva timp, tot trebuie să dau coaja, știți, stratul de coajă jos de pe față. Și așa că am nevoie și de exfoliere mecanică, nu atât de des de când folosesc produsul ăsta, dar și așa mai îmi trebuie. Dacă aveți un ten mai sensibil, aș sări peste exfoliere de altă natură, pentru că cred că își face destul de bine treaba. Aici scrie All Skin Types. Dacă sunteți hiper, hiper sensibile, dacă aveți un ten super, super sensibil, nu știu dacă e neapărat cel mai bun produs pentru voi. Nu scrie pe el ce are, bănuiesc că scrie pe aici, pe undeva, pe în spate, dar e atât de mic scrisul de nu pot cu el. Al doilea produs pentru curățare, pe care îl folosesc dimineața, este de la Cetaphil, este spumă de curățare, Redness Control de la Cetaphil și eu am mai avut de-a lungul timpului tot felul de produse de la Cetaphil, inclusiv o cremă de ochi, o am și acum în noptiera de lângă pat și îmi place și crema aia, îmi place și această spumă, este, da, un cleansing pentru dimineață și curăță și ăsta foarte, foarte bine și fiind spumă,
Nu prea pot să-l folosesc seara, că nu curăț atât de bine seara, mai ales când, v-am zis, ai reziduri de la machiaj, de la praf, de la transpirație și așa mai departe. Dar pentru dimineață, cum ziceam, este perfect și îmi place să-l folosesc dimineața și astea spumă, în general, le-am rezervat întotdeauna pentru dimineață, cleanserele astea. Acum, hai să trecem la corp. Sau nu, hai, make-up. Cam, am niște produse de make-up și o să, cred că dacă ați văzut în iarnă, am avut acel meltdown în ceea ce privește mascara. Pot să afirm cu bucurie că am găsit o mascara care îmi place foarte tare. Acum, este foarte posibil să mi se întâmple ce mi s-a mai întâmplat, să fie primul tub să fie excelent și după aceea să mă trezesc că următoarele tuburi pe care le cumpăr din același produs, aceeași gamă, aceeași chestie, să nu mai fie la fel de bune. Deci există această rezervă, țineți bine cont că ne păstrăm această rezervă, dar până în prezent, cred că de 2 ani încoace, din toate tuburile de mascara pe care le-am cumpărat, ăsta este singurul care a făcut ce trebuie și care nu mi s-a întins pe față. Deci a fost singurul și am început să-l folosesc afară, când stau afară în soare, mă dau cu SPF, acolo era tragic și stau la soare și nu mi se topește. Este vorba despre Thrill Seeker de la Rimmel London, această mascara, care în sine nu este o mascara extrem de voluminoasă, nu îți alungește genele foarte tare, dar le ține curbate, le înnegrește și nu îmi cade. Este exact ce ceream eu de la o mascara. Vă aduceți aminte că mă plângeam foarte, foarte tare, că băi, efectiv, nu mai pot cu mascara, că nu mai găsesc. De cel puțin 2 ani de zile n-am mai găsit o mascara care să nu mi se cearnă pe aici, să nu mi se negrească, să nu mă mânjesc pe la ochi, să nu-mi curgă. Deci n-am mai găsit de vreo 2 ani. Așa este periuța. Este o periuță clasică, normală. Mie îmi plac periuțele astea în formă de clepsidră. Mie îmi plac periuțele astea. Dar partea bună este că nu face toate lucrurile alea rele și din contră este neagră, dar nu este cea mai voluminoasă, adică nu-ți dă picioarele alea de păianjen și știu că unele dintre voi preferați aspectul ăsta, că nu, și mai nou și eu, nu mai sunt adepta unor mascara foarte groase, foarte dense și îmi place foarte, foarte tare mascara asta, o folosesc și cu siguranță să o recumpăr dacă nu găsesc altceva care să, nu știu, să mă dea pe spate, cu siguranță am să o recumpăr. Apoi, un produs la care m-am reîntors de după ceva timp, am făcut o pauză pentru că am avut alte produse, dar am avut nevoie de produsul ăsta, este The Eraser de la Maybelline, The Holy Grail, știți voi, clasic, este deja clasic, a intrat în rândul clasicilor în materie de make-up, mie îmi place foarte, foarte tare și în continuare îl iubesc foarte mult. Acoperirea știți că este mică, dar poate fi reaplicată, adică poți să aplici mai multe straturi și intenționez să-mi cumpăr și o variantă care să fie mai aproape de nuanța tenului meu, care acum este destul de bronzat, să știți că pe față, în ciuda eforturilor mele de a nu mă bronza, m-am bronzat destul de tare, dar hei, countryside life, ce vreți, așa, sau peasant life, dacă vreți. Să am și unul pe care să-l folosesc în zilele în care nu vreau să mă machiez, asta voiam să spun, adică să dau, să-l aplic local, unde am nevoie și atât. E, dar ăsta pentru zona asta cearcănelor este minunat și îmi place foarte tare, știți că-l iubesc, știu că și voi îl iubiți, este un all time favorite pentru toată lumea. Un produs pe care l-am am început să-l folosesc relativ recent este acest tinted serum de la New Drop Tinted Serum de la Catrice se numește. Este un fel de serum BB cream, cremă ceva, care trebuie agitat, de-aia îl fac așa. Și eu mi-am luat nuanța cea mai închisă, care cred că era 04, nu știu, că nu mai scrie. Nu văd unde scrie. A, scria pe etichetă și am luat eticheta. Whatever. Deci e cea mai închisă nuanță și este puțin prea închis pentru mine. Adică l-am tot combinat cu alt fond de ten mai deschis până acum, dar îmi place foarte tare. Acoperirea, să știți că este pentru un tinted serum, este o acoperire bună. Evident, nu este full coverage ca un fond de ten din ala așa, dar este bună acoperirea și nu usucă pielea, nu este din ala uscăcios de usucă pielea. Din contră, dacă aveți tenul gras, aș avea un pic de grijă, l-aș combina cu un primer din ala pentru ten gras, știți, un primer din ala matifiant. Așa, dar în rest, foarte, foarte, foarte ok, acoperire lejeră, este destul de
lejer pe față, se setează bine cu pudră, este totul bine și frumos. Acum, na. Așa, două produse pe care unul este iarăși un produs cult pe care îl am de mult timp și l-am folosit și recumpărat de multe ori și m-am reîntors la el. Este acest iluminator de la The Balm, Mary Luminizer, îl știți. Nici nu mai știu, mai există Mary Luminizer? Mai, ăsta, The Balm, mai există? Că prin unele locuri parcă l-am mai văzut, dar prin magazine nu prea. E drept că calitatea produselor lor, mă refer aici la farduri și la alte produse, a scăzut rău de tot, dar Mary Lou a rămas Mary Lou și Mary Lou îmi place foarte tare, așa că dacă găsiți Mary Lou pe undeva și vreți acest iluminator, you go, girl. Așa, acum este, la ora actuală este considerat un soft highlighter, pentru că ne place să fim globuri disco, dar mie personal, nu știu dacă îl vedeți aici pe mâna mea, l-am dat aici, mie personal îmi place, mie mi se pare că e suficient de highlighter. Adică nu trebuie să fiu glob disco și pentru fetele cu tenul deschis, desigur, mi se pare că este foarte, foarte ok și ce îmi place la el este că deși în tăviță vezi particulele de sclipici, adică să văd, dacă te polbezi bine, bine la el, se văd particulele de sclipici, dar în momentul în care îl aplici pe ten, pe piele, vedeți? Vedeți că nu se văd particulele alea, nu sunt atât de evidente, nu se văd bucăți de sclipici. Și asta îmi place foarte tare la el și de aia îl folosesc în mod special pe ochi, pentru că, da, iluminatoarele alea care au particule mari de sclipici, de sânge și sunt drăguțe, când îți intră în ochi, it's not the funniest thing. Așa că, da. Apoi, am un bronzer de la Rimmel London, nici nu știu dacă v-am zis vreodată de el. Se numește Natural Bronzer și este din acea gamă cu pudra aia celebră, Stay Matte, ăla compact pe care l-am folosit ani de zile și pe care îl iubesc de altfel de mor și trebuie să-l recumpăr pentru că e o pudră compactă care îmi place la nebunie. Mă enervează ambalajul, că este foarte cheap și foarte prost ambalajul ca și la ăsta. Dar bronzerul în sine este foarte, foarte bun. În primul rând că este foarte pigmentat. Uitați-vă la nuanța pe care o are. Asta este numărul 002. Uitați-vă ce nuanță are. Este o nuanță caldă, dar în același timp destul de închisă pentru contouring. Acum, el e foarte pigmentat. Dacă îl aplici cu pensula și dai o cantitate mare, te faci clown rapid, rapid, rapid de tot. Dar aplicat într-o cantitate moderată, cu mișcări din alea foarte aerate și foarte legere, se vede foarte bine. Acum devine, eu am aplicat mai mult și pare puțin mai, la voi pare puțin mai teracotă, pare mai portocaliu decât este în realitate, dar eu l-am luat în special pentru contouring, pentru că nu vreau portocaliu ăla foarte deschis pe aici, că sunt eu portocalie și mi-ajunge. Așa, și mi se pare că pentru un pic de contouring, dar contouring din ăla soft, știți, este foarte, foarte bun. Plus că este din aceeași gamă, cum ziceam, cu pudra aia, care mie mi-a plăcut la nebunie și întotdeauna m-am înțeles bine cu pudra aia și mă înțeleg bine și cu ăsta. Plus că la cât îl aplic de light, uitați-l, folosesc, cred că de un an de zile îl folosesc și de-abia dacă se vede că l-am atins. Adică, pentru că îți trebuie o cantitate foarte, foarte mică și trebuie aplicat, așa cum am zis, cu o mână foarte lejeră. Bun, hai să trecem pe partea de corp și o să vorbim de un gel de duș de care sunt absolutamente obsedată și mă gândesc foarte serios, deși am zis că nu mai vreau să cumpăr lumânări cu ulei de parafină, mă gândesc totuși să cumpăr lumânarea din această gamă pentru vară, pentru că mai țin geamurile deschise, nu o să stau numai în mirosul ăla. Este Catching Fireflies de la Bath & Body Works. Știți că am fost la deschiderea magazinului din San Plața și miroase absolut delicios. Și m-ați întrebat, că l-am postat și pe Instagram și m-ați întrebat a ce miroase. Măi, nu știu să vă dau un miros concret clar. Este un mix între ceva floral și ceva fructat, cu un pic de, cred că vanilie sau ceva piersică pe dedesubt sau caisă, dar foarte, foarte light, adică o chestie foarte lejeră. Este un miros din ăla de vară, foarte aerat, foarte plăcut, foarte lejer. Nu este, v-am zis, este ceva combinație între fructat și floral, dar nu grețos. Nu are nimic grețos în el, este din contră foarte lejer.
Aduce puțin, parcă avea caprifoi sau a flori de câmp, sau nu știu să vă spun exact care e mirosul, a ce e. Nu mă duce cu gândul la nimic concret, dar mirosul este foarte plăcut și foarte aromatizat și de fiecare dată când fac duș și îl folosesc aproape de fiecare dată când fac duș, în ciuda faptului că am terminat numai jumătate, să știți, că este spornic, adică am nevoie de foarte puțin și face multă spumă și miroase toată baia. Dacă fac seara duș și mă spăl cu ăsta, dimineața când mă trezesc, toată baia încă miroase a el. Și miroase foarte bine. De aia zic, mă bate gândul să iau totuși lumânarea, să fac o excepție pentru lumânarea din gama asta. Este gama lor lansată de primăvară acum și miroase divin, divin, divin. Dacă aveți ocazia să treceți printr-un magazin Bath & Body Works, opriți-vă și mirosiți-l, pentru că au și parfum de corp, au și lumânări, au și spray-uri, și loțiune și mai multe lucruri. Dar credeți-mă că miroase, mie îmi place foarte tare mirosul ăsta. Este ceva cu care asociez eu vara sau perioada caldă, pentru că e un, cum ziceam, un miros lejer, dar sofisticat și nu e din ăla foarte greu, foarte grețos, foarte dulce, foarte apăsător, știți? Este un miros. Ah, da. Place. De la licuriș trecem la deodorante și am două deodorante fără săruri de aluminiu, unul cu bicarbonat și unul fără, pentru că m-a informat Eugenia că e o problemă pentru, mai ales pentru persoanele care se epilează cu lama, în ceea ce privește iritațiile de la bicarbonat și îl am în primul rând pe ăsta de la Schmitz sau ceva de genul, știți că nu știu să-l pronunț așa, că nu ne complicăm, ăsta, îl am din iarnă, cred că l-ai luat, cred că din decembrie l-am luat și încă-l am, pentru că, în ciuda faptului că folosesc deodorant zilnic, chiar cu sârguință, v-am spus că există acest mister prin care, nu știu de ce, dar pe mine mă țin mult deodorantele. Întotdeauna a fost așa, tot timpul, n-am, e un mister, nu știu să vă spun. Asta este cu ce? Cu cocos și caolin. Și miroase foarte bine și este foarte plăcut, nu are bicarbonat și în cazul în care vă irită bicarbonatul și este foarte, foarte ok. Acum, pentru vară, evident că mai transpiri, dar nu miroase. Și dacă avem și gena on point, eu cred că e bun. Eu cred că e foarte ok. Dacă vreți să nu folosiți un deodorant cu săruri de aluminiu, ceea ce v-aș recomanda, pentru că sunt extrem, extrem de toxice. Așa. Și, da, e bun. Chiar îmi place foarte, foarte tare și cu siguranță am să-l recumpăr și e bun. Altceva, un alt deodorant pe bază de bicarbonat de data asta este de la Nala. Ăsta de la Nala, pe care mi l-ați recomandat și voi și mi-ați zis de el. Asta este cu bicarbonat. În cazul în care nu vă afectează, cel pe care l-am eu este cu grapefruit și grapefruit. Grapefruit, grapefruit. Ok. Miroase foarte bine. Îmi place că e mirosul la citric. E, nu știu dacă e neapărat de grapefruit, cât de mai degrabă de portocală. Mirosul ăla de citric, așa, de portocală. Doar că vedeți că ăsta trebuie aplicat ori bagi degetul, ori spatulă, oriceva. Și îl aplici cu mâna efectiv, îl dai la sub braț cu mâna. Astăzi m-am dat cu ăsta și chiar m-am văzut că îmi place, adică mă simt destul de ok. Ce trebuie să aveți în vedere în ceea ce privește produsele de la Nala este că ele fiind făcute handmade, nu, consistența lor nu este aceeași. Eugenia mi-a atras atenția asupra deodorantului ăstuia că, din păcate, câteodată este cremos și e foarte ok și câteodată este mai zgrumțuros, așa nu se dizolvă foarte bine acel bicarbonat, cum e și în cazul ăstuia. Pe mine personal nu m-a deranjat acum, dar v-am zis ca să știți în cazul în care aveți probleme. Dar așa, ca deodorant natural, este bun. Este bun și mi-a plăcut și îmi place și mă bucur că avem niște opțiuni atât de ok, pentru că e și foarte ieftin, nu știu, vreo 20 de lei sau ceva de genul ăsta. Și avem niște opțiuni ieftine și bune la îndemână, fiindcă chiar este bun. Ăsta este undeva în jurul la 50 de lei, dar dacă mă întrebați pe mine, nu e atât de mult. Adică nu costă, având în vedere că e natural și că nu te mai intoxici, nu te mai otrăvești, nu mi se pare nici la 50 de lei foarte scump. Un alt produs care îmi place foarte tare și am zis că îmi fac stoc este crema asta de mâini de la Nala, dar crema, stai așa, pe care scrie Concentrated Rehab.
hand cream. Adică să fie super concentrată. Este o cremă foarte, foarte densă, foarte, foarte groasă. Dar ce îmi place cel mai mult la ea, pe lângă faptul că hidratează foarte bine și că este atât de densă și de groasă, este că după ce ți-ai intrat în piele, nu rămâne nici cea mai mică urmă de peliculă din aia grasă pe piele. Adică nu-ți lasă pielea grasă, unsuroasă, chiar deloc și este foarte, foarte bună pentru cuticule. Deci este incredibilă crema asta și nu-ți lasă pielea unsuroasă. După, știți, nu rămâne. Adică, de exemplu, știu că multe dintre voi aveți tendința să vă dați cu cremă când sunteți la volan, dar problema este că rămân urmele de cremă pe volan. E, de la asta, dacă aveți răbdare să vă intre în piele, nu o să vă rămână urmele alea de grăsime așa de ulei pe volan. Și este foarte, foarte hidratantă, dar luați-o pe asta, Concentrated Rehab. Celelalte sunt hidratante, dar nu chiar ca asta, nu la modul ăsta. Da? Dar este iarăși foarte, foarte bună crema și sunt impresionată și de produsele lor. Apoi, mai am un produs în partea asta de păr și este uleiul de la Vela pentru păr. N-am consumat foarte mult de când l-am cumpărat pentru că nu ai nevoie de foarte mult, dar el este un ulei foarte, foarte bun pentru păr și mai ales acum că vine vara și știu că vrem ca părul să aibă un aspect frumos, să nu fie uscat, să nu arate uscat și tern. Este exact ce vă trebuie și dintre toate, stați că am și un filtr de păr pe aici, că de ce n-aș avea? N-ar fi ulei de păr dacă n-aș avea un filtr de păr. Așa, dintre toate, ăsta mi-a plăcut cel mai mult, dintre toate uleiurile pe care le-am folosit până acum. Este foarte, foarte bun și o cantitate mică va ajunge mult timp, adică nu vă speriați că o să n-aveți nevoie decât de două picături, realmente. Nu puneți bine. Acum, evident, depinde de textura părului vostru, de cât este de uscat părul vostru și așa mai departe, dar în ce mă privește am nevoie de două picături maxim și mi-este mai mult ca suficient. Bun. Și asta a fost partea de beauty și de produse și acum aș vrea să vă recomand, și am 5 cărți în total să vă recomand, pe care le-am citit de la începutul anului până acum, care sunt foarte, foarte bune și vi le recomand. O să încep cu thrillerele pe care nu le am, dar intenționez să mi le cumpăr pentru că le vreau la mine în bibliotecă. Și odată ar fi O viață măruntă și Secrete întunecate de Lisa Jewell. Nu o să intru în detalii să vă spun despre ce este vorba. Ideea este că anul ăsta mi-am descoperit pasiunea pentru Lisa Jewell. Mai am două cărți în bibliotecă pe care vreau să le citesc de ea neapărat cât de curând. Dar astea două cărți le-am citit în 3 zile. Le-am ascultat, nu le-am citit, e drept, dar le-am ascultat în 3 zile. Credeți-mă că am stat lângă telefon și nu puteam să mă mișc. Efectiv, nu puteam să mă mișc pentru că atât de mult mi-au plăcut și m-au ținut în priză și au fost foarte bine scrise și interesante și mi s-a părut că plot twist-urile au fost acolo unde trebuia și au fost foarte, foarte interesant de ambele cărți, deci vi le recomand cu tot dragul. Apoi, un alt thriller pe care l-am terminat recent și dacă s-au aliniat lucrurile în cosmos, probabil a apărut clipul, recenzia la cartea asta înainte, este Oaspetele misterios de Nita Prose, care este volumul 2 din Camerista. O carte care mi-a plăcut foarte mult, cu un personaj foarte simpatic, foarte dulce, cu în care pe lângă partea de thriller sau de partea polițistă avem niște dezbateri mai ample legate de bullying, legate de percepția socială, legate de abuz domestic chiar și așa mai departe și chiar vă recomand să o citiți, este o carte lejeră față de celelalte două. Ăsta este un soft thriller, este ceva mai lejer, mai calm, mai relaxat, dar în același timp interesantă cartea și cu un aer așa mai jovial. Da. Apoi, două cărți pe care n-aveam cum să nu vi le recomand pentru că mi-au plăcut foarte, foarte tare și avem și o autoare româncă pe care o urmăresc din ce în ce mai des pe rețelele de socializare, Ciudățenii amoroase din Bucureștiul Fanariot, o carte de Doina Ruști. Este o carte foarte interesantă despre tot felul de povești din perioada fanariotă cu sau fără iz amoros, pentru că nu toate se învârt în jurul unei povești amoroase, sunt mai degrabă niște povești interesante din perioada fanariotă, din Bucureștiul Fanariot și e foarte interesantă perspectiva prin care vedem Bucureștiul la vremea aia. Mie îmi place foarte tare să citesc despre
perioadele alea dinainte de război sau din perioada domnitorilor, cum erau anumite zone din țară, cum erau anumite orașe ca și Bucureștiu. Da, îmi place foarte mult să prind atmosfera din perioadele respective și mai ales din perioada Fanariotă, care perioada Fanariotă a fost un punct critic în istoria noastră, mai ales în partea de sud, bineînțeles. Și chiar mi-a plăcut foarte tare cartea asta și vă recomand să o citiți ca să, dacă vă pasionează genul ăsta de atmosferă, să spunem. A fost interesant să intru în lumea aia și chiar vreau să mai aprofundez alte cărți, să mai citesc și alte cărți ale Doinei Ruștii, pentru că are cumva afinitatea asta către povești din perioadele alea apuse ale țării românești în mod special. Și o altă carte foarte interesantă pe care v-am tot recomandat-o în perioada asta și vă mai zic încă o dată, Arta Regală a Otrăvurilor, foarte interesantă, foarte frumoasă. Vedeți că am o grămadă de notițe aici despre lucruri care s-au întâmplat în carte și povești din cartea asta. Este, din perspectiva mea, o carte care ți aduce un aport foarte bun la cultura generală și vă recomand să o citiți pentru că aflați nu doar despre otrăvuri, ci despre boli, despre implicarea religiei în sănătatea colectivă a Europei, despre tot felul de jocuri de culise de la curțile regale europene, despre spionaj industrial, adică acoperă foarte multe subiecte cartea asta, nu doar partea strict de otrăvire sau a otrăvurilor, așa că aveți cu ce să vă delectați și iarăși dacă vreți o carte interesantă, vă recomand cu mare drag. Și da, cam astea au fost favoritele mele din ultimele 4 luni, așa, făcând un clasament general, cam făcând o medie generală, cam astea au fost produsele mele preferate. Aș mai avea eu și altele de casă și grădină, dar am zis să mă limitez la astea clasice pe care le știm și cu care ne alintăm în general aici pe canalul meu. Spuneți-mi și voi ce favorite ați avut în ultima vreme. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut și dacă vreți să mai facem. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!